To be or not to be? This is the question. A fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea. Sau mai bine zis, a face sau a nu face o lecuțică de rasol? Asta este întrebarea. Și normal că răspunsul este a face o lecuțică de rasol. De aceea la bun. Ticiolăna, așa am eu acum jumătate de oră, a venit curierul. Zic că a venit curierul că am comandat de la băieții ce? Valahia.uk.com. Ieri l-am comandat, azi cuștiră curierul cu ciolanul la ușă. Bine, să fiu sincer, eu n-am comandat numai ciolan, nu. Păi bătea omul ceala atâta drum degeaba pentru ciolan. Ce vorbești, băi? Și-am comandat și niște cârnați dintre ăștia și-am mai comandat și niște mititei. Cât a zis bun mititei de la băieții ăștia, valeu, care au încercat, știi. Și-am mai comandat și niște parizer. Ai, slăbiciunea mea, păi. N-are cum să treacă comandă fără să comandă o negoțică de parizer. Dar și normal că ai vreo două feliuri, zic că nu mai poți și poftă, băi. Și plus de asta, ciolanul ăsta e gata peste vreo două ore. Stai să vezi cum îl fac. Hei. Pui mai aici pe felii de pâine, frumos. Așa că să fii bine și nu fii rău. Și bineînțeles, cu o lecuță de muștar, băi, da? Parizer fără muștar nu există, frate. De fapt, de drept, trebuia să ung pâinea cu muștar mai întâi. Așa era mai șmecherie. Băi, fraților, eu vă zic sincer. Eu nu sunt un om bogat. Îs copil sărac. Dacă aș câștiga mâine la loto 100 de milioane de euro, 2, 3, 10 miliarde, nu contează. Eu la parizer tot n-aș renunța. Nu există, frate. Una din bucuriile vieții. Cum ziceam, valahia.uk.com, găseți carni, produse din carni, afumături, cărniță proaspătă, specialități, Kaiser, cârnați afumați, șunculiță boierească, mușchiuleți, tot ce vreți. valahia.uk.com. Deocamdată astea le pun deoparte, le fric pigătare în weekend și mă ocup de ciolanel. Cum ziceam, facem o lecuțică de rasol. Apoi eu știu că pentru foarte multe lume, rasolul înseamnă până la urmă un ciolan fiert în apă. Eu n-am să fac doar un ciolan fiert în apă astăzi, am să fac o lecuțică mai mult decât un ciolan fiert în apă. Ia fiți atenți cum o să facem noi toată șmecheria. Hoșturiu cu foc, hoșturiu cu niște ulei, nu foarte mult ulei, nu. Am să pun niște sare, am să pun și niște boabe de piper și hoșturiu cu niște ceapă. Ceapă pe care am lăsat-o în coajă, dar am tăiat-o pe jumătate. Înțelegi? Hoșturiu aici. Și bineînțeles că am spălat-o înainte o leacă. Eu am aici vreo 4 cepe. Pe lângă ceapa asta, hoșturiu cu niște morcov, uite așa frumos, și tot aici, și tot acum, hoșturiu cu o căpățână dintre asta așa întreagă de usturoi, i-am tăiat capătul unii rădăcina, hoșturiu aici. Să se prăjească și ăsta în ulei o lecuțică. Lăsăm așa ceapa și cu strunul pentru 2-3 minuțele să se prăjească. Până când începe să miroase bucătăria friptură. Dar tu ai ceapă, înțelegi ce zic? Toată vara mi-am înnebunit vecinii cu grătarul. Dar nu îi nebuneam cu mirosul când puneam carnea pe grătar. Nu, îi nebuneam cu mirosul când ungeam grătarul cu jumătate de ceapă. Vinea vecina mea englezoaică la mine și zicea, dar ce faci vecine de miroase așa de bine? Eu treceam cu prăjită, ce să fac? După 2-3 minuțele, cu știlucul osul nostru și un știluc cu niște supă de pui am eu. Tu dacă n-ai supă de pui, apa își ia o opțiune. Sau poate tu ai supă din oase de porcel, e altă treabă. După cum vedeți, supă am pus cât să acopere legumele, nu și carnea. Aducem toată treaba la punctul de crocotire, am pus capacul frumoșel și hoșturiuc cu toată treaba în cuptor. La 170 de grade pentru 2 ore și jumătate. 2 ore cu capacul pus și ultima jumătate de oră fără capac. Și mai depinde foarte mult de ciolanul tău, timpul de gătire. Pentru că s-ar putea să fie un ciolan mai mare, s-ar putea să fie un ciolan mai mic, s-ar putea să fie porcul mai bătrân, s-ar putea să fie mai tinerel. Știi tu, unul fierb mai ușor, unul fierb mai greu. Ce am să fac totuși, după o oră am să întorc ciolanul pe partea cealaltă. Am să-l iau și am să-l întorc. Pun iarăși capacul și îl las iarăși o oră. După care scot capacul și îl las aproximativ jumătate de oră ca să se rumenească, să se facă frumos. Deci, recapitulăm. 170 de grade cuptorul, 2 ore cu capacul pus și jumătate de oră fără capac. După prima oră, luăm și întoarcem ciolanul. Dacă cumva, atunci când întorci ciolanul după o oră, observ că a scăzut destul de mult și este foarte puțină zeamă în oală, mai adaugi puțină supă sau apă. Dar sincer să fiu, nu cred că va fi cazul. Dar eu o zic în caz de. Să arunci un ochi. Ne vedem o lecuțică mai încolo. Uite așa, dragilor, cărnița mea mai are o lecuțică din stat în cuptor. Bineînțeles că rasolul n-ar fi rasol fără o lecuțică de grean. Hai cu Doamne ajută să-l răzuim. Freda, știu că o să usturi. De-aia zic. Aoleu. Ce am să fac? Am să pun într-un castronel aici. Băi, omule. Crede-mă. Hai, Doamne. Miroși o lecuțică de grean dintre ăsta, tot rău din tine iese, frate. Vai de capul meu. De-abia aștept să mănânc. Hai. Pisi creanul ăsta, îmi spune și sare. Vai de capul meu, dar ce ustură. Ui, de mine și de mine. Am spus niște oțet, vreo 3 lingurițe deocamdată și dacă mai trebuie, mai pun. Am spus și jumătate de linguriță de miere de albini. Uite așa. Și o lecuțică de supă de pui, pentru că mi-a rămas o leacă, știi? Și păcat ar fi să nu pui supă de pui dacă ai. Uite așa, așa, să amestec. Ia să vedem care-i treaba, cui acum. Mamă, dar ce ustură ochii. Nu m-a usturat ochii atunci când am răzuit, creanul m-a usturat acum. Aoleu. E puternic, frate. I-am mai pus o lecuțică de supă și o lecuțică de sare. Ustură, dar place, vai, de mine și de mine. De-abia aștept să mănânc o lecuțică. Ioi, cum arată. 2 ore și 10 minute cu capacul pus
și 20 de minute fără capac. Deci tot 2 ore jumate n-am ținut, dar doar 20 de minute fără capac. L-am întors de 2 ori. O dată la o oră și încă o dată după încă o oră. Și după ce l-am întors la 2 ore, am decis eu să-l mai las 10 minute cu capacul pus. După care am scos capacul și încă 20 de minute fără capac. Ce am făcut totuși? Atunci când l-am întors, am luat o furculiță și l-am înțepat. Uite așa, frumos. Uite, ce am să fac acum? Am să iau celorielul ăsta așa frumos. A să pun aici pe tocător. Lăsăm o lecuță ca să se odihnească sărăcuțul. Legumile astea am să lipasez cu o chestie de asta lipasat cartofi, uite așa frumos. Cu tot cu coajă, nu contează. Uite așa, lipasăm așa frumos. Uite așa. Am aici o sită și o crăticioară și am să iau de aici și o ușuruc în sită. Uite așa, frumos. Uite așa. Și storc tot. Storc bine ce e aici. În crăticioara mea aici. Uite așa, n-am mai scuzat asta. Am făcut o mamăliguță. Ușurul cu ciolănelul meu aici. L-am luat, uite așa, și l-am desfăcut o lecuță. Și am să pun niște sosulezi din ăsta pistiel, uite aici, așa frumos. Și avem și creanul, îl pun aici într-o parte. Nu uitați, dacă vă aflați în Anglia, cărniță bună, găsiți pe valahiauk.com. Ciolan a fumat, cărnați a fumat, cărnați proaspeți, Kaiser, șunculiță, șoric, adidaș de porc, carne proaspătă, carne tocată. Tot ce vreți, produse din carne, valahiauk.com. Pe mine vă rog frumos să mă iertați, dar m-aș dat în părădeasă, zic cum zic, cu ciolanul cal. Da? Hai noroc și la mai mare, ține auzit sănătoși, tura viitoare. Hai totul să gusti, ulecuță că pe da. Hai, ulec de grea. Iute. Iute.